Salutare, people, și bine v-am găsit la un nou episod din 20 Goti și iată că am revenit cu un nou episod. Continuăm ce am făcut ieri. Stai așa, să dau save, să dau load la ultima salvare. Bun, am ajuns în stația de metrou. Am reușit să salvez pe toți ăștia de aici, din stația cealaltă. Ok. Aici Paul Denton, ăsta e fratele meu. Și acum ar trebui să mă duc până la apartamentul lui, nu? Ia să vedem pe Objectives sau pe ce ar trebui să apăs să mi apară Objectives. Ah, uite aici Goals. Bun. We're getting reports of a hostage situation in the Ton Hotel, which is at the southeast corner of the block. When you stayed with Paul, did you meet Mr. Renton and his daughter Sandra? We think at least one of them is still inside. Mișto orașul ăsta de aici. Den, you want these? What? Give him the grenades. Look, I know he's your brother, but your brother gave us these things. Look at this. Irritation to all exposed mucous membranes. What's that gonna do? Just tell Paul to give us bullets next time. Here's one. Prolonged exposure can damage the bronchial pathways. Prolonged exposure? It's like giving them cigarettes or something. Look, do you want these things? Sure, hand him over. Here you go, with my compliments. Good luck. Gas grenades. Am găsit niște muniție. Oh, ce se bată ăștia. Bă, ăștia cu teroriștii. Ton Hotel. Parcă aici zice asta care are un apartament. Paul Denton. Hotel, parcă zice asta că are ceva. Ia să vedem. Câți bani avem în cont? Bun. Aici e un hotel. Asta ce nebă, aspirator? Un aspirator robotic. Asta ce căuta aici? Deci milimetri ammo.
Da, să vedem. You all right, Mr. Renton? Fine, be careful though. They've got more hostages up on the second floor. I'll check it out. How's your daughter? She somewhere safe? I don't know. She's been gone all week. I try not to think about it. Tonight's a bad night to be on the streets. I'll take a look around. Hey, if you see Sandra, tell her I don't care. I don't care what she's been doing. She can come home. No questions, no speeches. Sure. Ia să vedem cum arată tabloul ăsta. Are detail texture pe el. Are. Asta e super joc ăsta, frate. Am zis că e un joc. E un joc super șmecher. Stai să spargem și aici la zide, să vedem ce e în astea. Bun, și aici trebuie să urcăm. Ten millimeter bullets should accomplish my bonus. Aceasta-s fel de ziare care nu sunt interesante și nu mă fascinează cu nimica. A, uite că puteam să iau direct pe aici. Sau nu. You saved my life. Six picks, nu. Thanks for taking care of those guys. You from the police? UNATCO. Yeah? Well, you might be interested. I heard them talking. They said something about it, how they had just put in a generator in a warehouse a few streets south of here. Did you catch the name of the street? No, but they were talking about their security setup. Anything interesting? It sounded like there was underground access. They're using the word righteous as some kind of password. That's very helpful. Thanks. Not received. Aici are copil mic asta. Asta e. You saved my life. A, aici e apartamentul lui JC, lui Paul Denton. Ia să vedem. Noi avem aici un apartament în care putem să intrăm. A, uite cum avem un apartament în care putem să intrăm aici. E bine asta. Dead body. I didn't find anything. Păi, dar ce e cu ei? S-au drogat aici sau ce s-a întâmplat cu ei? Zymeworld. Nu știu care e faza cu Zymeworld. It's locked. You found a pack of cigarettes. Food sau ce vrea să fie aici? Aici e ghiveta.
Stai, să aprindem. Aprindem lumina, să vedem ce nu e ceva pe casa asta. Ce un întuneric aici, de... Zici că e beznă în pana mea. Da, nu e nimic interesant aici. Decât doi drogați care s-au... care dorm acolo sau s-au filmat. Cred că sunt unconscious ăștia. Sau dead... dead body. Au fost împușcați. S-a fi întâmplat ceva cu ei, nu știu. Da. Dacă mi se duce bateria, trebuie să mă... Check the painting on the back, stai așa. Să-mi fac un o salvare aici pe Horia Apocalipticu. Așa. Ce mișto, pot să manipulez și chiuveta și WC-ul și tot astea. Pentru vremea respectivă era super. Uite și WC-ul poți să-l manipulezi. Și chiuveta. Check the painting. Mai întâi să verificăm ușile. Stai că aici îmi trebuie... Totul pare să fie normal aici. Money clip 350. Engine-ul ăsta are o singură problemă. E cam slăbuța luminozitatea la el. Dar nu-mi dă nicio parolă. Nu-mi dă nicio parolă, frate. Folosim unde asta. Așa. Pete Denton Cameleon. Chameleon. Ia să vedem. A, uite aici pot să văd mesajele. Both of us traveling to get together, it is in the miss you so much, I'll make it when I get back. Oh wait, your brother is staying with you, isn't he? Kisses. Cine e asta? Sweet Charity. To Paul Denton. Aha. Thank you.
Bun, n-am găsit nimic interesant aici. Mergem mai departe, stai să vedem. O, ia uite, lockpix. Stai așa, care ăsta ceva pe aici. Ballistic armor. Cum să facem noi să... Accuracy. Nu, frate, nu asta vreau. Ce s-a întâmplat? Ce mi-am aruncat arma din inventar? Ia uite, bă, nu mai am arma aia cu amortizor. De ce Dumnezeul mi-a dispărut? A, nu mi-a dispărut. E aici. Dar asta vreau să-i pun accuracy. Stealth pistol upgraded. Bun. Ce să mai facem noi? Am încărcat costumul. Un chemical fire extinguisher. Asta putem să-i dăm drop. Că n-avem ce să facem cu el. Asta, le dăm drop. Asta. Cannot be dropped here. Bun. Asta e, putem să dăm drop aici? Bun. Avem un vin care putem să-l folosim. Și acum punem, mamă, m-am îmbătat. Holy shit. Avem armura. Mai e vreun etaj aici? Sau mi se pare mie? Nu mai e niciun etaj. Aia a fost armura, a ținut. Cam puțin. Stai că trebuie să mă duc în jos acum. Upstairs? Yeah, you can have your hotel back. A hotel? Good. Now we just have to kick these punks out of Manhattan. My brother Paul's heading up the operation. The NSF won't have New York for long. Mama, ce-i cu ăla-i stricat? Că face halul ăsta. Bun.
Buckshot-ul inițial ăsta e pentru un bun pentru pentru shotgun. Buckshot-ul. Ia să mergem la bar, să vedem dacă găsim aici ceva. Detalii. Nu e bine. La bar nu putem să mergem. Mergem la clinică, să vedem dacă aici e. Deci au securizat băieții, văd. All clear. He took him out. Bun. You took them out. E bine asta. De știut. Hai să mergem la clinică, să vedem dacă găsim aici niște răspunsuri în legătură cu generatorul ăla. De ce fug ăștia când mă văd? De aici au fi ceva? Un răspuns ceva, nu? Niciun caz aici. Ia să vedem aici. Da, e mișto că în ăsta pot să lutezi și body-urile. Uite, avem și lumina. Avem și lampa cu lumină, ce mișto. Se deschide lumina la lampi. Am găsit ceva pe body-urile astea, nu găsim nimica. Jocul ăsta e un must replay întotdeauna. Always and forever este un must replay. Îți vine să rejoci de fiecare dată când da pe easy. Nu pe dificult.
patru tururi în cer aici ca să intru. Mamă, ești nebun la cap. Și care e codul de securitate de aici? Asta e că putem să hăcuim terminalul ăsta să vedem care e codul de securitate. Poate că găsesc aici niște răspunsuri referitoare la generator. Că la bar sunt doi handicapați care vor să-mi rupă capul. Asta ce e, un bam? Asta să vedem aici. Poate că găsim un cod de securitate. Să ne uităm până în terminalele astea. Să vedem ce găsim. Nu e nimic aici. A, fugă ăștia de mine că s-a armat probabil, de-aia. Patru tools, aici trebuia să intru. Dar am decât două. Am decât două tools, n-am patru. A, ah, și e și cu healing medic. Mamă. N-ar fi fost de folos compartimentul ăsta de heal. Doi 8 6 7. E codul. Trebuie să facem un save aici. Codul de la nu știu ce. Urmează să vedem acum. Thank you.
Facem un save aici și vedem ce urmează. O să mergem la bar să ne batem cu Freddy. Poate reușim să-i omorâm. Poate că ar trebui să intru nenarmat. Eram înarmat din cauza aia. Au sărit aia pe mine. You work here, you must know the area. Heard of anyone hiding a large generator? Where's that? A few blocks south, not a bad walk, but the riot police have blocked the roads because of the NSF. I'd like to check it out. Well, you may be out of luck. Even though one of the old warehouses faces onto the park, I don't know how you get inside. Sounds like a good place to start. Something to drink. Everything in the bar snacks to is 10 credits. Sure. Take a candy bar. Pilot guy. Trebuia să intru nenarmat, frate, că de-aia i-am speriat pe ăștia și s-au scos armele și au început să tragă mine. Deci poți să afli de bar. Gold, ia să vedem. Nu fur nimica de pe aici, că dacă încep să fur după aia, mă trezesc cu surprize. Aici e baia. Hai în bana mea să mergem la warehouse. All clear. We'll take it from here. Ooh, a sword rifle. Yes. Password? Open up. I'm a federal agent. Asta nu deschide încă. Bun. Și aici parcă mai era ceva, era un teren de basket sau de ceva. Știu că era un teren de basket aici. Dar nu mai știu unde. Took him out.
Au, trece teren de basket. Do something, man. They're gonna kill him. Că nu am făcut salvare în pana mea. O să mergem la bar iarăși, să întrebăm pe ăștia. Gata. Secondary goal received. Și stai așa, să facem un save aici. Cu ce să le iau? Cu ce să iau? Cu Pro Charger sau cu ce să iei omor pe ăștia? Că n-am sniper. Să pot să-i fac. Cu arbaleta. Aici trebuia să mă duc eu. Aici la terenul de basket. Stai așa. Să facem un save. Poate reușesc să ia pe bulangie.
you see that? Yes, I... It was uncalled for. You mug people, great, you need the dough. But you show some respect. What were they after? Especially when it's your ally. They came to us. They wanted an underground base. So those guys were NSF? Yeah, the NSF give guns to anybody who wants to fight. A lot of people just take the guns and do what they want. So the terrorists are based on the subways? The sewers? They need to move some kind of secret equipment. Our tunnels are like the crossroads. Tell me how to find this base, and I bet I can get the NSF off your back. Underworld. Just remember that word when you see Curly. He lets people in. Oboz. Mamă, ce mișto e aici, să-mi bag picioarele. Your hands are full, nu merge să iau mingea de basket. Ia hai să încercăm să dăm și la coș, să vedem dacă putem. Că tot o lungesc eu pe aici. Ia stai, așa. Nu merge să dau cu mingea în... Este, să mă încercăm o dată. Hai mă, ce naiba are. Dar nu nimeni răscoșul ăla, dă-l încolo. Candy bar. Cred că am acces la secret warehouse-ul ăsta, dacă vine vorba de... Nu pot să intru în warehouse-ul ăsta. Ce am văzut să respawn? N-am creit tu aici? S-au respawnat creiturile? Tranquilizer dart, ia uite, puteam să-i lootez pe ăștia. 762 am. S-ar fi respawnat și aici la zile? Nu cred.
girl? You said I didn't have to. Make Jane... What do you want? How much to take the lady off your hands for an hour? 200 up front and I'll hook you up. Forget it. We ain't talking about some rockhead Great Death hoochie. With me, it's always satisfaction guaranteed. I'm not interested. What you want? Leave her alone or I'll have your ass picked up for pandering. You ain't no police. I own the police. Gotcha. Thanks. Sucks to get back into a corner. I was trying to find the back way into Smuggler's. Smuggler? Hey, you shouldn't have took down Johnny. Soon as Jojo finds out. Your father asked me to look for you. He'd like you to come home. My dad shouldn't have hired a hitman. Stupid way to get himself killed. Who's this Jojo? You can't touch Jojo. He doesn't go out and there's only two ways to the warehouse. Warehouse? You think he can sneak into Osgood's at the park, but in the first place, it's locked. Looks like the fighting in the park has died down. And if you go underground, he's got laser tripwires, drone guns, military-type stuff, plus there are guards on the roof. Tell you what, I'll handle Jojo. You get home so your father won't have to worry. I can take care of myself. Bun, am făcut-o și pe asta. Ia să mergem aici la asta. Mi-am făcut toate obiectivele. Five peaks. Into the warehouse, page a pus eu. Hai să mă duc totuși la bar. We have the situation under control, agent. Sau poate mai dă la ceva. Said I knew where you could load up on military hardware. Where's that? That's valuable information. You'll have to come up with some kind of payment. How about liquor? You can have this beer. That'll do. His name's Smuggler. Real paranoid nut. Wires himself in with booby traps, but he knows things. There's stuff in the sewers that only Smuggler knows about. Thanks. Maybe I'll pay him a visit. Now I'll tell you something you can't hear from anybody but me. What's that? Area 51. You heard of it, right? Actually, I'd rather hear whether you know anything about a warehouse or the generator. I worked out there. Most people think they got aliens from another planet, but I didn't see any flying saucers. You want to hear about it? I'll tell you. For the price of a beer. Something from the bartender. What'll it be?
car. What do you have for me? You can have this beer. I want one of Shay's ice-cold brown bullets. You too cheap to buy. Beer, please. What do you have for me? You can have this beer. I appreciate it. Yep, I know for a fact it's not just for government research. I've seen all kinds of executives coming and going. I'm sure plenty of bureaucrats fly out there. Billionaires, big executives. I think the whole place has been taken over by a private corporation. Not likely. Something's going on underground. I'm a pilot, which means I didn't get any access to the main complex. But a lot of rock comes out of there. It's some kind of mine. But what I don't understand is why they're always laying more fiber optic cables. A pilot? What do you fly? Copters. You know what I think? I think that's where the UN... Surveillance is a very distributed technology. To centralize it in one large facility would be... I bet they did it. They want to centralize everything. Every computer on the planet. I am Borgia from a drug dealer. Yes. Just curious. But my wife has the plague. He already lost his daughter. Sorry to hear that. So do I trust some street punk called Jojo to get me pharmaceuticals? Trust him with my wife's life? I thought Ambrosia was an urban legend. Jojo probably just wants to sound like a player. I shouldn't get my hopes up. I don't know what to say. You just have to do what you think is right. You the guy that helped Sandra? I think your friend is gonna be all right. What about Johnny? He's on his back in the alley. Serves him right. About time. What can you tell me about his boss, Jojo? Oh, Jojo, he's nothing, man. We used to go out. His body mods? Cosmetic. Scars? I saw him cut his face one time just so he'd look mean. Maybe I'll cap his ass, too. Well, if you ever want to get into the warehouse where he hides out, I know the code. It's 3316. Thanks. You've been very helpful. Trei, trei, unu, șase. Jojo ăsta. Trebuie să facem toate side objective-urile până să mergem la main mission. Că după aia, de ultima dată când am jucat Deus Ex, n-am cum ajung la Jojo ăsta. Ia, dacă o luăm pe aici. Nu merge încă. N-am password-ul.
Nici pe aici merge să intrăm. Mergem la obiectivul cu warehouse-ul și aia e. N-am ce să fac aici. Am făcut deja toate side objectives-urile, dar e... N-am ce să mai fac aici. Stai să găsim ieșirea, că aici e foarte întunecos, vreau să zic. Aici se poate intra. Nu. În momentul să mergem la warehouse. Trei, era parola. Bun. Heads up, JC. I'm sending you a satellite image. We've got NSF troops on the rooftops. Și unde-i sniperul lui? N-am luat sniperul? Stai
Stai că n-am loc în inventar ca să iau sniperul. Să beau niște de astea. Bără, mă duc și la o țigară electronică și după aia revin. Că n-am făcut deloc pauza până acum. Bără, bă.
niște cafea. Hai să continuăm. Am 7 medikituri în momentul de față. Bun, pe aici am venit. Ok, ca să știu și eu. Prod Charger. Ok. Pe scala aia trebuie să o iau. Nu, mă, și câini de pază au aici, la bază.
făcut bine, trebuie să mă strecor pe aici. Dacă aș folosi ballistic armor și armele astea, ce s-ar întâmpla? Folosim gas grenade. Nu.
Ce metodă să folosesc eu aici? Folosim asta. Luăm asta.
just died at the NSF headquarters. Now it's up to Paul. Go to the roof. A chopper is arriving with Agent Herman on board. He will lock down the warehouse while you take the chopper back to HQ. Gata, am făcut și asta. Fuh, let's go. Let's go. Până pe la vreo 7 o să mă joc. Deus Ex. Cred că a fost o aventură frumoasă. New York City Liberty Island Headquarters. Devine ce în ce mai interesant pe măsură ce progresezi în story, deci e foarte, foarte șmecher, Deus Ex-ul. Mă ține în fața monitorului mult timp. Deocamdată mă duc la ultimul floor. Unde e ultimul floor? Medical. Așa. N-am niciun fel de augmentations, gata. Because a refrigeration unit went down. That's always hard. You've got a lot in your hands. Don't beat yourself up over faulty equipment. Ia să vorbim și cu inginerul. Cu domnul inginer. Nu e aici? Nu e. Mergem sus, mergem sus atunci. Mergem la Manderly să vorbim cu el. I was here first. Mr. Manderly is in a meeting, JC. You'll have to wait. I was told to report for a debriefing. A debriefing.
Do not worry. I will state in my report that I was satisfied with your performance. Report to Manderly. Okay. Okay. Carry on, Agent. I cannot wait forever. Hello, JC. Come in. Clerical task first. There are bonuses split between the castle pen and warehouse objectives, 500 each. Putting the whole 1,000 plus 200 for how you handle the hostage situation in the Battery Park subway station. Good work across the board. Thank you, sir. Who is that you were meeting with? Politics, bureaucracy, mismanagement. JC, I've got some bad news. Mission failed. I would have taken out that JoJo punk, but he wasn't even in the warehouse. Never mind that. He slipped out before you even got to New York. What about the shipment? I'm just going to say it straight, JC. Your brother screwed up. Got nothing. He's taking the heat this time. The Coalition is letting him go. What went wrong? I think he was trying to avoid casualties. In Hell's Kitchen, instead of clips for the troops, he was issuing tear gas. Whatever the case, now it's your turn. We've got one more chance to retake that ship. Has it been located? Get any equipment you need from Carter, then take the chopper back to the city. We know they plan to put the Ambrosia on the plane. We don't know which airfield. Where should I start? If I were the NSF, I'd be moving it through the subways. Check out the subways. A new assignment. I think Agent. Acum urmează Saboiu. Saboiu. Nu te tranquilizer darts. Exact ce-mi trebuia acum. Hai să vedem dacă mai găsim ceva pe aici. Lockpick, ia uite. Altceva nu cred că mai găsim pe aici, în corporație. Putem să mergem să... Ia, stai. Goes nose, report to Sam Carter to receive your equipment. Ok. Trebuie să mergem la Sam Carter mai întâi. Facem și secondary goals pentru că sunt importante. Good to have you back. Seen the fighting in Castle Clinton. Yeah. I cleaned the place out. We didn't shoot it. I guess that's what this agency is like. I never thought I'd see this much action in one mission. In my day, international peacekeepers were citizens first, soldiers second. You can forget about that extra ammo. I'm only going to give you the multi-tools. I think you should concentrate on your own mission. Gunter's full of it. Earlier tonight, in the statue, I bet you had at least half a dozen takedowns. At least. You got your equipment. Move out. Still haven't had a chance to clean my gun.
Binoculars am deja. Bun. Ia să vedem goals. Ok, the airfield nest of the moon in Ambrosia. Investigate subway system because the terrorists may be hiding underground. Ok. Acum mergem la chopper. Că n-aveam ce să facem altceva. Haideți, fraților, intrați și dați un like și un subscribe pe Horia Apocalipticul, vă rog frumos. Intrați la mine pe canal pentru că eu joc jocuri care nu le joacă nimeni în pana mea. Your chopper's ready, agent. Ok. Blană. Battery Park. I think we scared him off. Aici e închis. Mergem în Battery Park. Uite o mâță. Uite o mâță. Pisici. Pana mea, în Deus Ex n-o să vă vede așa ceva. În alte Deus Ex-uri. N-o să vezi nici pisici, nici nimic. We lost the battle today. I admit it, yes, Lord. You with the NSF? Had myself a division, mind you. Back when we were the Northwest Secessionist Forces. Years ago. They thought they had us licked, like they think they have us licked tonight. But look at me, young sir. We're God's army, and what infernal devil can stop God's army? Well, you take care of yourself. Found me 2 .30-06 clips. Now all I need's a gun, and then it's me and Satan. Sounds like you served God admirably in the Northwest War. But maybe you should let a soldier from the younger generation take the clips off your hands. What do you want for him? Huh? You mean money? You want to buy them? Well, guess I'd take about 300 for each one. Here's 300 for one clip. Praise heaven! Oh. 3000 am bani. E bine. Aici stau tot felul de bumi. Ia să vedem. I can think of safer places to camp. After all the fighting tonight. Yeah, cops said I could be here. Besides, I ain't camping. I'm with the Mole People. Why the name Mole People? They call us that because we live underground. Like they're some kind of superior beings or something because they got more money than we do. Maybe you should join your people. Anywhere underground would be safer than Battery Park. The moles need someone topside. Besides, it's been pretty quiet. I'd rather be here than have the NSF tromping around with machine guns. The NSF are hiding out with the mole people? Yeah, they haven't hurt anybody. We guess it's all right. I need to contact the NSF. Think you could tell me how to find the moles? Sure.
Just give me the password so I know they trust you. Underworld. Good. As long as they decided to give you access. Go to the phone booth in the subway station. The code's M-O-L-E. That's 6653. Thanks. When you get to the Brooklyn Bridge station, talk to Child. He'll get you into the tunnels where we live. Think it's true the vaccine they got? Deci, MOL 6653. Bun. Tactu Charlie. Older boom. Sick woman. Unde e Charlie? Ia stai să vedem aici cine e. Dar am vorbit cu Charlie deja. Cigarettes. Asta e Curly. Female boom. Not the best time, not right now. Talk to Charlie, okay. Nu mai sunt EMP-urile alea? EMP-uri, vreau să zic alea, nu mai sunt. Hey, you're UNATCO. You're the new guy. Who's asking? I heard about you. I work for UNATCO, a real patriot. I see it like this. It all balances out. UNATCO is just as much gun freaks as the militias. And if everybody's gonna shoot it out, fine, so long as neither side wins and takes over the whole country. The goal of UNATCO is not conquest. It's the safety of ordinary people like yourself. And I know an army when I see one. Look, I'll be blunt. Got any cash? There's a secret passage behind that phone booth over there. For 500, I'll tell you where to get the code. I already got the code to the phone booth. Thanks. MOL 6653. Bun. Trebuie să fac un save. Luăm toată berea de aici, că poate să ne fie de, poate să ne fie de folos. Ia să fumăm și noi o țigară, că până... Ia stai. Unde-s țigările? Uite aici. Astea-ți... Îți... fut sănătatea. Asta cam așa este. Dar în realitate nu prea cred chestia asta, pentru că sunt bune țigările. Sunt super ok, te scapă de stres, te eliberează, eliberează endorfina. Sunt foarte bune. Dar depinde cât te fumezi acum. Dacă fumezi puține, nu e treabă. Dacă fumezi multe, e dezastru.
ce fețe au ăștia aici, să-mi bag picioarele. Și tu ce fețe au, frate. Junkies. Că altfel nu poți să le zici. Bărbu, mă duc și eu la o țigară electronică și după aia revin să jucăm. Fac o mică pauză. Jucam până la 7 și ne oprim la 7. Așa ca bărbu.
Hai să facem și asta cu Mole People. Cât apucăm să facem până la fix. Am de explorat aici. Nu de glumă. Talk to Charlie. Ok, unde e Charlie? Ora să fie Charlie care stă acolo. I'm looking for the mole people. You don't want to camp with them. Trust me. I don't need a place to camp. I started the mole people. I was there first. And then they made up committees that throw people out just because they don't like the way you look. How do I find them? Don't bother. They're elitist. And now the NSF is down there too. From a guy at UNATCO. Hardcore munitions and shit. How much? I got a lamp. You know what that is? $750. Pretty steep for secondhand goods. Either that or you work for it. You into fighting? I'll take out the drug dealer. Dealer's name's Rock. He hangs out on the east side of the corner. Bun. Trebuie să-l omor pe ăsta, pe... It's things down there anyway. I'm a classic example of the individualist. Unde e Rock ăsta? Hai să-l căutăm. Mole person. Hai să-l căutăm pe Rock. Territory now. Just so you know. You call yourselves Rooks? That's right. Up here, it's business. You want to do business? Talk to Will Ray. I'll keep that in mind. Oh my God.
kill a drug dealer. Cred că am văzut un drug dealer aici. What you need, bro? Files are 250. Know where I can find the mole people? Good neighbors keep each other's business private. You want to set a price? I'm a good neighbor. You want to buy something or not? Maybe later. Trebuie să facem un save. Asta e drag dealer pe care trebuie să-l omor. Un lem, gratuit. You don't want to be nowhere near one of those things when it goes off. Și acum trebuie să găsim pe Charlie, nu? Dr. Charlie in the block din Bridge Station. Care Zaim? Că l-am omorât pe Zaim. Ok, aici trebuie să arunc un lam, că știu faza asta. Aici trebuie să dau cu lamul. Stai, să punem niște lumină, că nu văd nimica. Hai mă, pe unde eu?
Trecem oare peste asta? Ia să vedem. Hai să vedem. Gata. Mi-am deschis o portiță. Și acum încotro. Cinci, patru, opt, doi. Bun, mergem aici la Woman Restroom. La Women's Restroom. 5, 4, 8, 2. Hai mă, urcă-te. Și unde e keypad-ul ăla? 5, 4, 8, 2. Uite aici. Aha! Aici o fi ceva? Nimica. No items. Hai să facem un save. Gata. Și aici ar trebui să fie Charlie. Să lichidez pe toți de aici, toți teroriștii, uite-i pe NSF, ăștia sunt NSF-ul.
Uite că mai sunt vreo doi. Termoptic camo. Mamă, ce armură. Termoptic camo. Ia să vedem ce e cu ăsta. Accuracy. Punem accuracy-ul aici la... Bun, la ăsta. Cât spațiu mă ocupă oare prostia asta? Hai să folosim soy food-ul. Hai totuși să eliberăm puțin spațiu aici pentru termoptic camo. Nu știu unde să pun... Hai să mă gândesc. Ce aș putea să arunc eu din astea? Mai nimica, pentru că cam toate îmi trebuie. Țigările să le arunc. Mamă, ce m-am îmbătat să-mi bag picioarele. Dacă nu mai văd nimic, frate, m-am îmbătat ca dracu. Nu mai am niciun termoptic camo. Am luat mânța și am enervat-o. Nu mai beau tabere, că m-am îmbătat ca dracu mai devreme. Și nu puteam să mai fac nimic, n-ați văzut, nu puteam să mai tragă nimeni, frate. Trebuie să iau pe bulangie ăștia. Bulange, uite pe bulange. Încă un terorist. Încă un boulanger. Cred că ăștia au fost toți teroriștii. Cred că i-am curățat pe toți. Mama, avea și alarmă aici, fie antenă.
Ia stai să-mi colez că... N-am cum să-mi colez mâinile. Că uite, am inventarul plin. Aruncam țigările, că nu-ți bune de nimic. Încă un lockpick. Hai că mai puțin se face 10. Am terminat fix la timp ce vreau să termin. Mamă, ce sacrifică. 8 mânțe. Ce naiba. Aici trebuie să fie un întrerupător ceva care să-mi deschidă o ușă aici. Să pot să vorbesc cu Charlie. Dar unde găsesc întrerupătorul ăla? Aia e întrebarea. Salvez. Soda. Nu mai am. You can carry more of those. Facem să deschidem ușa aia aici, că aici trebuia să fie o ușă. Ah, uite switch-ul. I surrender. Tell me what you know about the Ambrosia shipment. I'll cooperate. Relax. Key to the men's restroom is on the table. Restroom? I'm looking for an airfield. First you gotta go through the restroom to some tunnels. The airfield's about a mile to the east. This better not be a joke. Hey, I'm just an accountant. I know the body armor looks threatening, but I'm part-time, like a reservist. I don't want any trouble. Flamethrower. Mai am baterii să mă încarc astea. Dacă puteam să fac mai luminos un pic jocul ăsta, n-ar fi fost rău să dau brightness-ul mai sus, dar văd că nu merge. Să-i dai brightness-ul mai sus. Pe aici am venit.
installed. They really think he'll make it this far? Paul said not to take any chances. Well, I guess he was. Hold fire! Eu surrender? E bine atunci. Și acum ce deschidem aici? Mai puțin până la fix. Să ajung la airfield. Sau unde trebuia să ajung eu. Aici trebuia să mă duc. Aha, pe aici trebuia să o dau. Bun. Două tooluri îmi trebuie aici. A, gata, ați activat securitatea? E bine. Avem nevoie de două tooluri. Un tel de sistemul ăsta de securitate. Uite că e un panel aici, îmi trebuie două tooluri. Gata.
Trebuie să facem un save aici. Etod and the pastor of Saint Mary. Etod Saint Mary. Bun, să facem un save aici. Five pixels, e cam mult. Ia să vedem, avem muniție pentru asta. Pentru mitralieră. Dai să-mi pun altceva. Să-mi pun armă asta.
N-au dat alarma, mare chestie. Facem un save game aici. Bun, și am dat loc arma. Asta e foarte bine. God! God! God!
așa, bă, bă. Salvăm aici și ne oprim aici în ideea, ne oprim aici în ideea că v-a plăcut acest episod. Eu sunt Horia Apocaliptic, nu uitați să dați subscribe și like pe canalul cu același nume, Horia Apocalipticu, și ne vedem în episodul următor din Deus Ex sau probabil în Monster Hunter World Iceborne, puțin mai târziu. Până atunci ne auzim și vă urez o zi superbă. Bye bye, vă las aici.